Bun. Primarul General Capitanei, Nicușor Dan, candidat independent la alegerile din 9 iunie, face următoarea declarație. A depus astăzi o plângere penală la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5, București, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, articolul 320 din cod penal. Us de fals articolul 323 din Codul Penal cu privire la documentul intitulat Raport privind încadrarea informativă a cetățenilor care se deplasează în Australia cu ocazia Olimpiadei Internaționale de Matematică. Consider că prin diseminarea masivă pe unele canale mass media și pe rețele de socializare a acestui fals, mi-a fost grav afectată imaginea. Deși nu se cunoaște proveniența acestui înscris, scopul difuzării sale este de a altera competiția electorală și de a induce în eroare alegătorii. Vreau să-i asigur de considerația mea pe jurnaliștii care au abordat echilibrat și deontologic aceste informații și îmi exprim încrederea că bucureștenii se informează corect și știu să facă distinție între un fake news și o știre reală. Deci, Nicușor Dan, e informația momentului a depus plângere penală la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 5, tocmai pentru că acest document, pe care îl etichetează și el drept un fals, ar avea scopul de a altera rezultatul alegerilor.